Locuitorii comunei Șelnița din județul Mehedin, situată în zona defileului Dunării, între Moldova Veche și Gura Voii, au sărbătorit împlinirea a 540 de ani de la prima atestare documentară. Evenimentele aniversare au început în Biserica Parohiei Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, unde Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Cine să trăiască într-o mulți ani fericiți, cei de față să trăiască într-o mulți ani fericiți. Vecina Dunării, localitatea mehedințeană Eșelnița, a ajuns la 540 de ani de la atestarea documentară. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean, prima atestare documentară datează de la 25 februarie 1484, într-un act prin care Matei Corvin i-a donat lui Iacob Gârlișteanu o serie de moșii, prin care și cea de la Eșelnița. Iubiți credincioși, noi astăzi avem datoria, urmași ai locuitorilor ce au trăit aici poate peste 1000 de ani, să comemorăm, să facem slujbe de pomenire, să amintim că Eșelnița este datată de la 1484. Ne bucurăm și de prezența domnului primar alături de biserică și domnului președinte. Îi mulțumim pentru tot sprijinul ce-l acordă nu numai catedralei și bisericilor noastre și mănăstirilor din județ. La eveniment au fost prezente alături de autoritățile locale și cele județene prin președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, prefectul județului Alin Isuf și vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionică Negru. Președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu a vorbit despre Eșelnița de astăzi, despre oamenii care s-au pus în slujba comunității și i-a felicitat pe primarii Marius Vâșcă și Ioan Ciuru, cu care a avut o colaborare administrativă foarte bună și i-a felicitat pentru faptul că au reușit și să aducă în localitate fonduri europene și guvernamentale pentru o serie de investiții care au venit în sprijinul oamenilor pentru un trai mai bun. Astăzi, pentru Comuna Eșelnița, dar și pentru județul Mehedinți, este un moment deosebit de important. Nu sunt multe localitățile din județul nostru care se pot mândri cu o istorie atât de bogată. Nu sunt multe localitățile care beneficiază de o atestare documentată. Fiți mândri că sunteți locuitori ai Comunei Eșelnița, fiți mândri că aveți o istorie bogată în spate. Trebuie să fiți puternici, să fiți drepți, credincioși, numai așa putem să pășim la mine pentru binele comunității dumneavoastră. Preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, este un om foarte implicat în ceea ce privește Biserica Ortodoxă în județul nostru. Consiliul Județean Mehedinți este un partener serios și important pentru episcopie și în limitele posibilităților materiale, de mult timp sprijinim catedrala, mănăstirile, parte din bisericile județului nostru. Sprijinind și promovând ortodoxul, am avut ocazia și posibilitatea această zonă extraordinară a României, nu numai a județului nostru, și o vom face în continuare. De când sunt președinte al Consiliului Județean, pot spune că am avut o colaborare extraordinar de bună, atât cu domnul fost primar Ioan Ciuru, pe care îl salut cu respect, dar și cu actualul primar Marius Vâșcă, și pot spune că am fost la curent de fiecare dată și am sprijinit de la nivelul instituției pe care îl prezint, Consiliul Județean Mehedinți, toate proiectele care s-au implementat în comuna noastră și multele proiecte care se vor implementa de aici încolo. La mulți ani tuturor și fiți mândri că faceți parte din Comuna Eșelnița, o comună cu un asemenea istoric în spate. Prima atestare documentară datează de la 25 februarie 1484 într-un act prin care Matei Corvin i-a donat lui Iacob Gârlișteanu o serie de moșii, printre care și cea de la Eșelnița. Anul 1970, odată cu construirea barajului Porțile de Fier 1, Comuna Eșelnița a fost rămutată, rămânând doar un crâmpei, satul vechi, cum îi spunem noi, 90% din teritoriul administrativ s-a mutat din calea apelor.
Mă bucur că suntem împreună aici, lăsăm în urmă trecutul, păstrăm vie memoria celor care au fost înaintașii noștri și ne uităm cu încredere spre viitor. Am încrederea că, după cum vedeți, suntem înconjurați de toată lumea importantă din județul nostru, cărora le mulțumesc, domnului președinte Adin Georgescu, domnului vicepreședinte Ionică Negru, domnului prefect Constantin Alin Isuf, care sunt garanții că dacă vor mai fi situații asemănătoare, ne vor sta alături. Așezarea actuală datează din anul 1970, când în urma construirii hidrocentralei Porțile de Fier I, nivelul lacului de acumulare a crescut cu aproximativ 20 de metri, ceea ce a generat strămutarea aproximativ 24 de așezări de pe malurile românești și sârbesc, între care și Eșelnița. Particip cu drag alături de colegii mei la acest eveniment deosebit pentru localitatea dumneavoastră, care în mod inteligent autoritatea locală a reușit să îmbine această comemorare a atestării localității, 540 de ani de la atestare, cu această sfântă liturghie oficiată personal de preasfinția sa, episcopul Nicodim. De asemenea, eroii localității au fost comemorați duminică în cadrul unui eveniment la care au luat parte membrii comunității.